Partidul Național Liberal, de-a lungul timpului, n-a urmărit nimic altceva decât să dezvolte comunitățile, să dezvolte municipiile, să dezvolte județele și să dezvolte țara. George Lazăr este un președinte de filială tânăr care a reușit să coaguleze o echipă cu care să radiografieze care sunt problemele județului Nant pentru a putea să vină cu o perspectivă clară asupra ceea ce are de făcut. Domnul Laurențiu Leoreanu a avut două mandate de primar și două mandate de parlamentar. În cele două mandate de primar a lăsat în urma dumnealui, iată, realizări care n-au făcut altceva decât să vină în beneficiu cetățenilor din Roman și din zona metropolitană. Nu a făcut altceva decât să vadă cum poate să aducă mai multe investiții și iată astăzi vorbim de o unitate industrială care asigură locuri de muncă la peste 1700 de oameni. Județul Neamț are în momentul de față suficiente argumente să-și îndrepte atenția către politicile de dreapta, pentru că politicile de dreapta nu au făcut nimic altceva decât să asigure dezvoltare. Au vizat atragerea de bani europeni, atragerea de fonduri guvernamentale, au vizat dezvoltarea sistemului de educație și sistemului de sănătate. Nu există altă soluție pentru Roman și pentru județul Neamț decât cea liberală.